Fostul manager al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, poate reveni în companie. A confirmat-o șeful Consiliului Județean Gorj, care a declarat că ex-directorul are un contract de muncă ce poate fi reluat. Liderii PSD, cei care l-au susținut pe Ciurel pentru postul de conducere în compania energetică în urmă cu 5 ani, fac acum strategii de culise la partid pentru reactivarea acestuia. Din câte știu eu, din punct de vedere juridic, domnul Ciurel are un contract de muncă care este suspendat, decizia aparține actualei conduceri. Legea Codul Muncii permite ca această decizie să poată fi întreruptă, dar cu siguranță dumnealui va trebui sau va aștepta decizia instanței în dosarul care este pe rolul în alte curs de casație și justiție. Deci domnul Ciurel este la acest moment angajatul Complexului Energetic Oltenia, având contractul de muncă suspendat. În ultima perioadă s-a încercat determinarea actualului manager Sorin Boza de a se retrage, lucru greu de făcut, deoarece compania încheie anul pe profit. Eu nu pot să fac o apreciere sau ca președinte Consiliului Județean a ceea ce privește activitatea domnului Boza. Singura măsură care să fac această apreciere este ministru, având instrumentul adunării generale a acționarilor, care trebuie să analizeze, pentru că nu știu ceea ce prevede, contractul de mandat, ceea ce prevede, anexa la contractul de mandat. Contractul lui Laurențiu Ciurel a fost suspendat în momentul în care celebrul dosar Turceni Rovin a fost trimis de către procurorii anticorupție în instanță. Dosarul în care Ciurel este judecat alături de Victor Ponta și Dan Șova se află pe rolul în altei curs de casație și justiție. Fostul manager al CEO a atacat în justiție decizia de suspendare a contractului său de muncă, însă a pierdut în prima instanță la începutul acestui an.